Domnul Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și noi ne bucurăm, cel puțin noi bărbații, că Dumnezeu a făcut la început omul, adică bărbatul. Și mă bucur că în emisiunea aceasta aduc în fața dumneavoastră trei bărbați, bărbați autentici, cel puțin așa ar trebui să zicem, da? Nu știm noi exact ce o să discutăm, o să discutăm probabil masculine, chestii din astea mai masculine sau despre fete, nu știu exact, dar ca să luăm povară, oare se uite ceva fete la... Sperăm că da, în practică nu, depinde. Nu prea, da, da. În cazul în care vă uitați, fetele, haideți să vă luăm povara de pe suflet și să vă spunem cât de pocăiți sunt băieții aceștia, că voi vă uitați după băieți pocăiți. Așa, să facem cunoștință cu voi? Cu noi. Cu voi. Teo. Teo. Ionatan. Și Jerai. Jerai. Bun. Jerai, Ionatan și Teo. Nu înseamnă că vă țin minte, dar am zis odată că poate au ținut minte alții, da? Și ca să vorbim de spiritualitate, cu cine suntem? Cu tine, Jerai, cum ești cu fetele la ora actuală? Sunt foarte bine. Așa? Da, da, da. În momentul actual sunt logodit, în perioada de cunoaștere mai profundă. Și în fiecare zi vine, cum să numesc, provocări noi, să zic așa. Am crezut că, să nu zici fete, tot așa îmi dădea inima, fiecare zi sunt fete, da, provocări, da. Provocări, da. Așa. Da, și cu alte fete, provocări, pentru că în perioada asta pot să zic că sunt mai multe ispite și mai mari. Parcă Satan știe că atunci când tu trebuie să faci ceva important, intervine și el cu planurile lui. Cu figurile lui, da. Bun, dar acum omenește vorbind, tu gata, ai bătut palma, ne pregătim, da, urmează nuntă, ai făcut contractul, da, e aproape semnat, ca și semnat, numai că n-ați făcut încă poza, deci fetelor, pentru Jerai, rugăciune și atât. Ionatan. Eu nu am nimic. De ce? Tu zici trist sau bucuros? Nu, nu, e foarte, foarte bucuros în sensul ăsta. Că ești liber. Da, și încă sunt tânăr. 19 ani, nu. A, și nu... Nu strânesc dragoste înainte de vremea ei. Dar fetele le vezi când trec prin fața ta sau le nu? Le văd, că da, am ochii. Așa, și îți plac? O crea Dumnezeu ceva frumos. A, după noi. După voi, da, după noi. Și după... nu-i misogin. Da, nu, e așa, normal, biblic. Deci tu deocamdată aștepți, te rogi și ai alte planuri. Da. Teo? Eu mă rog de vreo 2 ani de zile pentru... treaba asta. Am înțeles că e un pas foarte important. Vorbesc la momentul ăsta cu o fată, dar încă nu e ceva de, domnule, vom face, cum însă el deja e la cununie, nu cununie, logodnă, și deja e mult mai avansat la mine, doar discutăm. E dar bun. Mă rog pentru asta. Roagă-te. Mă rog. Spunea un coleg, cu cât te rogi mai mult înainte, te rogi mai puțin după. Da, da, da. Ok, da, da. Bun. E bine, da. Pentru că oamenii nu sunt interesați în căsătoria voastră și fete, noi să discutăm. Ce faceți? La ce moment sunteți în viață? Începem, am terminat de fapt, am terminat primii 2 ani de studiu în teologie, aici în Sibiu. Eu în momentul ăsta mă pregătesc în continuare tot pentru un seminar teologic, dar și pentru asta cum mă rog și aștept să văd cum mi le organizează Domnul. Și dacă ar fi după tine, așa, în 10 ani, unde te vezi? În 10 ani? Însurat, în 10 normal, ani. Da? Da, în primul rând însurat, da. Însurat, să zicem. Dar mă văd implicat full-time în lucrarea Domnului. Mm-hmm. În full-time, da. Ai o preferință într-un domeniu sau... O preferință acum, ca vise, deci am zis o preferință, vise, da. Ce să zic, e greu să mă pronunț, adică eu mi-am țeles scopul cumva pe pământ și lucrarea pe care am de făcut aici, dar aștept să văd unde mă cheamă Dumnezeu specific. Bun, dar întrebarea mea, te vezi slujind o biserică locală, te vezi în misiune undeva? Da, poate o biserică locală. O biserică locală? Da, da. Da, poate o biserică locală. Peste 10 ani vedem noi ce... Vă sun și... Discutăm, da. Da. Eu mai am un an. Încă un an de studii și îl aștept, nu? Deocamdată nu... Anul sau pe Domnul? Și. Amândouă. Amândouă, da? Da. Tu de unde ești? Din ce zonă ești? Timișoara. Timișoara. Timișoara, da.
Ok, acolo, da. Acolo, Timișoara. Zona aia cu... Unde sunt oameni buni. Am așteptat să zic el. Zona aia unde mândria e destul de mare. Nu știu dacă se și predă cursuri. Școli, se predă? Da. Mândrologie sau cum e cursul. Da, da, da. Da, exact. Tu de unde ești? Mândrometru. Din partea Galațiului. Din partea Galațiului. Și cum ai ajuns pe aici, pe la Pacea? Păi, prin sora mea, Rebecca. Ea a făcut, Pacea a făcut și ea și am venit și eu după 5 ani. Sau. Și e bine să calci pe urmele surorilor. Uneori, da. În lucrurile bune. Da, desigur. Doar sigur, lucrurile da. Bune. Da. Și așa, tu studiezi teologia ca hobby pentru binele tău personal, vrei să fii un familist mai bun pe viitor, vrei să-i critici pe cei din biserică sau care-i scopul? Nu, scopul pentru o înțelegere mai profundă a lui Dumnezeu și ca să pot să îl urmez ceea ce a făcut Hristos, să pot să, fiu un păstor și un misionar activ în acțiune. Da, activ poți fi, dacă ai fi și bunișor. Și... Da, ar fi, da. No, e ok. Adică, crezi că poți face lucrarea lui Dumnezeu oricum? Oricum, la ce vă referiți? Calitate? Tu vezi, fiind din partea Galațiului, ai stat puțin în Ardeală să știi că da. Ardelenii au vorba merge și așa. Nu, nu merge întotdeauna așa. Nu? Nu. Dumnezeu tău merită un pic mai mult, mai bun? Merită cel mai bun. Uh-huh. Și El însuși mereu a cerut cel mai bun. Și dacă o să fiu un slujitor, ai vrea să fiu un slujitor așa de top? De... Nu, nu pot să spun că voi fi de top sau dacă prefer să fiu de top, ci vreau să fiu un slujitor. Nu cred că deocamdată pot să vorbesc despre topuri. Deci totuși vreau să lucrez cât de mult pot, la maximul meu. Și maximul meu poate să fie 30 și maximul lui poate să fie de 60. Amin. Amândoi este maxim. Auzi că el e de acord, da, da, da. Amin, amândoi este maxim. E Timișoara, s-a da, spus, smerenia, deci, da. Mai are Dumnezeu surpriză. Dar asta mi-a plăcut ideea, tu să îl slujești pe Dumnezeu la potențialul tău maxim. La potențialul tău. Astăzi la potențialul de astăzi, mâine la potențialul de mâine. E ok, da. Tu? Da, eu cred că fiecare care are un potențial mai mare are și o responsabilitate mai mare. Desigur. De raportul pe care îl dă la ce face și cum gestionează toată lucrarea lui pe care o face pentru Domnul. Și atunci o variantă ar fi tu să-ți iei responsabilitate cât mai mică ca să... Da, cum se zice, cine știe mult și să cere mult. Da, dar cred că dacă tu ai capacitatea să duci mai mult, nu o să faci așa atât încet. Poți încerca, dar nu știu dacă ieși bine, știi, și dacă... Cred că o mașină care are un motor de 200 trebuie să meargă viteza aia. Adică în spate... Nu cu frâna trasă, da, nu da, cu frâna trasă, că atunci, da, n-are rost. Te vezi și tu în lucrare sau... Da, mă văd în lucrare. Eu am venit la Colegiul Biblic din Sibiu ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu după botezul meu. De unde ești de loc? Din Timișoara. Timișoara. Între Arad și Timișoara, uh-huh. O comună. Și aici mi s-a recomandat, prin rugăciuni, în Sibiu. Am înțeles că e cel mai practic, eficient. Ai timp să stai cu Domnul, poți să crești. Și este adevărat. Am terminat acum, este anul 2, este pe sfârșit și mă bucur tare mult, am învățat foarte multe, am apucat să mă apropii mai mult de Domnul și vreau asta în continuare, pentru că nu ajungi la o maturitate și stagnezi. Este o maturitate continuă. Și ca slujitor, da, vreau să dau tot ce pot pentru Domnul, pentru că eu înainte să fiu creștin, căutam ceva pentru care să-mi dau viața. Uh-huh. Poate o fată, un obiect, o persoană și nu am găsit până să devin creștin. După aceea, în inima mea am stabilit că, da, pentru Domnul merită să-ți dai viața. Și atunci vreau să dau totul pentru El.
Și da, am nevoie și de pregătire mai multă ca să pot să dau, să fiu folositor în darurile pe care le am, să le pot pune în practică. Acum, na, n-am știut că o să faci asta reclamă școlii, știi, că nu știu dacă vă întrebam sau nu, dacă ați zis-o, asta este. O întrebare simplă, zic eu. Poți sta la pace și să n-ai pace? Da. Sigur. Sigur. Da, pacea nu ți-o dă pacea, ți-o dă Hristos, Hristos Domnul Păcii, da? Da. Gândiți-vă când ați venit la școală, așa, ce așteptări ați avut și acum, după perioada care ați petrecut-o în școală, câte din ele vi s-au împlinit, unde ar mai putea îmbunătăți școala ca următorii să o ducă mai bine ca voi? Eu personal am ca și așteptare, în primul rând vreau să pot să iau Biblia în mână și dintr-un text să scot niște principii din text, nu aberații. Mm-hmm. Și cumva prin cursurile de exegeză și așa mai departe am ajuns cumva la partea asta, să zic, dar pe partea de predicare, pentru mine personal, fiind o pasiune mare și o dorință și mă văd făcând lucrul ăsta, s-ar putea îmbunătăți pe partea asta. Predarea sau practica? Și ambele variante, da. Ai, e bun, da. Da, și eu unul am venit cu multe probleme. Mi le-am rezolvat majoritatea. Și în anul 2 o să vreau să continui să mi le cresc, să mi le dezvolt mult mai bine. Și mi-a plăcut că am văzut lucruri pe care nu le-am observat înainte și astfel am putut să mi le corectez. Da, și mie îmi place tot la fel de mult să pot să scot principii sănătoase și încep să văd, dar încă nu am făcut chiar toate cursurile pe tema aceasta și... Da, tu ești mai la început. Da. Cum e? Ești mulțumit de anii de școală? Da, eu am vrut să am o relație personală cu Dumnezeu și am reușit să am asta. Frumos. Da, e bine. Acum, câți dintre voi... Deci tu nu ai crescut în biserică, da? Nu, nu am crescut. Și cum ai ajuns să ai legătura cu biserica, să te gândești la Dumnezeu? Am trecut printr-o depresie cam de 3 luni și acolo a intervenit Dumnezeu în viața mea. Am ajuns la biserică, o biserică din Arad. Nu dau nume, să nu mai facem reclamă. A, da. Am început cu reclama, bine. Da, nu contează, că asta e chiar bine, știi? Deci, doar nu ne plătește nimeni și spunem că vrem. Acolo am auzit o mărturie care era identică aproape cu viața mea din trecut și omul acela mi-a explicat, bine, nu doar mie, dar eu o luam personal, și cum mie îmi zicea, că există o schimbare și că se poate și cum s-a întâmplat în viața. Și pentru cei ca tine există o șansă. Da, exact. Și așa a fost. Acum am o altă viață nouă. Frumos, slava Domnului. Eu am fost fariseu convins. Am fost crescut în biserică. Tu când spui în fariseu, te referi la cea mai îngustă partidă, da, sau la fățărnicie? Fățărnicie a fost. Da. Da, deci tu frământai, a luat-o fariseilor acolo, da, am înțeles. Da. Oricum, moldovenii sunt foarte buni la cozonac. Și ca să iasă cozonacul bun, trebuie frământat mult. Bine. Și atunci așa a luat-o fariseilor, trebuie... Da, am avut mândrie multă. Chiar dacă vreau să fiu perfect în toate, nu eram. În fața celorlalți, da, eram perfect. Dar când mă duceam acasă, eu îmi trăiam viața duplicitară. Și Dumnezeu mă vedea. No. Lucrul ăsta, slavă lui El, am lepădat tot ce era. Copilăresc. Copilăresc. Nu neapărat copilăresc, dar rău sigur, da. Deci ai reușit cu lepădarea cu asta, da? Da. Te-a ajutat cineva? Te-a ajutat Scriptura? Cum ai ajuns așa să devii tu serios în relația cu Dumnezeu? Păi eu am încercat o seriozitate proprie. La 14 ani am vrut să mă botez. Pentru că, nu, atât de sfânt eram, mă credeam, dar Dumnezeu a spus că nu-i momentul. Și a fost o schimbare în biserica noastră de păstori și a venit un păstor tânăr și pot să spun că el a fost mentorul meu și Dumnezeu a lucrat foarte mult prin el și acum lucrează. Și astfel m-a luat și mi-a arătat adevărata Biblie.
și mi-a arătat felul în care, și mi-a arătat, pot să spun, cum a devenit Pavel, Saul, din fariseul ăla convins, a devenit în Pavel. Și pot să mi-l asum, la fel am devenit și eu. Și astfel m-a transformat puțin Dumnezeu. Auzi, nu că mă deranjează, dar nu puteai să spui și tu că a venit un alt păstor, că a venit un păstor mai tânăr. Da. A venit un păstor mai tânăr și i-a arătat adevărata Biblie. Păi uite și tu cu cine vorbești, adică fii și tu un pic așa mai... Mă scuzați. Da, da, te scuz, dar nu chiar mergi așa să le zici pe direct, da? Păi nu, acum e foarte bine că n-ai dat nume, știi? Și așa, acum că ai dat cu vârsta asta, te iert eu, nu știu dacă te iartă alții, dar... Mie chiar poți să-mi explici, nu știu dacă eu să suporte chestia asta, cum adică ți-a arătat adevărata Biblie, deci că aveam, vezi, eu încerc unele să le zic, încerc să mă abțin, totuși na, am și un pic de educație, zic, băi, nu le zice pe toate, dar câteodată nu-mi iese, că el iară mi-a ridicat-o la fileu. Eu am vrut să mă întreb înainte care a crescut în biserică, de asta m-a întrebat care a crescut în biserică, era ideea că voi vreți să studiați Biblia, să înțelegeți ce spune textul Bibliei și bănuiesc că vreți să fiți onești. Și când spuneți asta spune Dumnezeu, chiar să spună asta Dumnezeu. Bun, crescând în biserică, asta mi-era pe limbă și m-au obținut. Ați auzit și baliverne care... Poți să-mi pun mâinile la ochi? Puneți-le unde vrei, da? Adică și să, omul să vină cu Scriptura, dar să fie chiar povești. Știți, mi-a spus întrebarea, adică eu am spus adevărata Biblie. Eu o văd adevărata Biblie este cea care o vorbești și cea care o trăiești. De asta a fost un punct, n-am vrut să spun chiar, a fost un punct la păstorul vechi când el a început doar să vorbească Biblia, nu a trăit-o. Sau cel puțin așa percepeai tu. Sau cel puțin așa a fost. Deci asta nu, că nu vreau să-l contrazic. Nu, eu mă gândeam și așa, că eu încerc să nu-i judec pe alții, încerc să învăț, nu pot să-mi bag degetele în ochi, da? Mă gândeam că a zis de un păstor mai tânăr, poate eu fiind păstorul în vârstă, n-am știut să mă apropiu de el sau el n-a avut curajul să se apropie de mine și atunci a fost o barieră între percepția lui așa. A venit un alt faraon, a venit un păstor mai tânăr și a permis, poate și păstor mai tânăr, relație, limbaj, nu știu ce și atunci... Nu, asta este, dar nu mai contează. Important e că la tine frumusețea a fost că... Da. Ai văzut că se poate chiar cu Domnul și cu sinceritate. Eu am vrut să mă fac păstor datorită acelui păstor bătrân, cel, pentru că am văzut în el, avea o vârstă și totuși era foarte activ. Și eu de atunci, din clasa a șaptea, am spus, așa vreau să fiu și eu, precum el. După aceea s-a întâmplat ceva în viața lui, aici nu continuam. Și ai zis că nu vreau să fiu 100% ca el. Și apoi a venit cel tânăr. Vreau să fiu 100% ca Iisus. Nu, perfect. Am zis ca el, perfect, da, 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 ca Iisus. Da, ca Iisus, ca Iisus. Da, da. Ia, pune-ți mâna la ochi și zi. Nu ți-o mai pune, da. Nu mai îmi pun. Tata conducea biserica, nu era pastorul principal în acte, dar el o conducea... Era la CIF-ul, da. Exact. Și cumva am fost obișnuit cu toată povestea biserică, credință, eram poate de multe ori supraplin de ce înseamnă biserică și... Da, am auzit și multe prostii. Pot să spun că am auzit tot felul de prostii și atunci... A, prostii, v-am ridicat-o eu. Poate mulți zis prostii, da, dar dacă... Idei omenești, da, da, idei exact. Omenești care îți permit să spui că asta e voia lui Dumnezeu. Da, exact. Dacă le compar cu Biblia, vezi că de fapt un pic nuanța poate difera. Poate nu nuanța cât esența, că de fapt nuanța da, da. În teorii irelevantă. Așa, și cu ideea asta am să zic că crescând în biserică și pe, cu ocazia asta mami și tati vă iubesc mult și mulțumesc pentru tot suportul de până acum, am fost cu sămânța, cum se spune, pusă unde a trebuit și la un moment în viață, după ce m-am, pot să zic, întors și făcând toate lucrurile cele mai groaznice pe care poate un om să le facă, am fost capabil de ele, mi-am dat seama că viața e mai mult decât aici și acum și nu merită să o irosez pe... ce să zic, să-mi strâng lucruri materiale, să orice ar fi, nu contează. Și așa cumva am ajuns și la școală, să studiez mai multă Biblie, teologie, să pot în primul rând să mă dezvolt eu personal și mai mult să pot să ajut și pe altul, adică să dau mai departe. Și cumva așa.
Asta, noi nu avem pauze publicitare și atunci mai zic câte ceva. Nu știu dacă la voi, că nu s-a uitat, poate s-a uitat chiar în camera cea mai bună sau nu știu ce, dacă n-a zis mamă și tate, vă mulțumesc, vă iubesc, nu știu ce, a început să lăcrimeze. Nu știu dacă ați văzut voi chestia asta, nici eu nu pot să spun, deci ne întoarcem. Da. Frumos, e chiar bine. Mai merită câteodată. Da. Ți-a fost greu să zici chestia asta? Un pic, dar nu... Un pic, ai zis ce zic ăștia acum eu... Fecior, da. În toată firea, vreau să mă însor și zic, și îmi dau și lacrimi. Las că e bine, chiar e bine. E o mare binecuvântare să ai părinții care să te îndrume unde trebuie și să, și dacă cumva când n-ai meritat nimic, să fie cel mai aproape de tine. E un lucru extraordinar. Asta ți-a plăcut, așa-i? Da. Ca să te liniștesc, că aveam momente în viață, am mai spus-o, dar am învățat de la Pavel, știi, că lucrurile bune merită repetate. El spune, mie nu mi-este greu și vouă vă este de folos. Corect. Când eram departe de părinți la școală și mă rugam lui Dumnezeu, dar cumva știam, tu nu prea meriți să te asculte Dumnezeu. Știți care era una din rugăciunile mele? Doamne, eu știu că nu merit să mă asculți pe mine, dar da, măcar. Măcar pe mama și pe tata ascultă-i. Știam că se roagă pentru mine, știam că știu ce fac, fără telefoane, fără... A fost chiar... E mare lucru să ai părinți, tu ai fost în altă parte. De asta eu zic că noi suntem privilegiați, dar și nu, de multe ori încerc să discut cu copiii care au crescut în familie, nu familii perfecte, dar familii cu oameni temători de Dumnezeu. Nu știm ce privilegii am avut până mai târziu să te învețe chinurile pentru copiii de pocăiți. Trebuie să înveți Psalmul 23, trebuie să știi de David cu praștea, da. Cu Ionatan, frate, mai trebuie să citești Biblia, mai trebuie să faci o rugăciune. Dar mă gândeam, băi, să ai un tată care primul lucru să te înveți o înjurătură. Cum e asta? Da? Cum e asta, da? Discutam cu un vecin, el, interesant, nu știu dacă, cred că și la ora asta, deși s-a liniștit de câțiva ani, și la ora asta cred că are mai mulți ani de condamnare decât de viață. Wow. Cum că au mai venit grațieri și nu știu ce. Bun, dar la el ce însemna? Azi ies din închisoare, până de seară intram înapoi sau iarăși. Era. Și la un moment dat am vrut să mă duc după alune din alea sălbatice de pe câmp. Și cu cine? Cu el. Că el a ieșit odată din închisoare, a găsit o fată bună, nu știu, miracolul lui Dumnezeu, s-a însurat și a devenit vecin cu noi. La un moment dat toată lumea s-a speriat că ce-i cu ăsta, el avea. Și i-am zis, mama, zic, mă duc cu ăla. Doamne, ferește, mama, zic, lasă, că lasă, ne încredem în Domnul. Noi, el la toți le zicea Ionică, nu contează cum te cheamă. Și un lucru care l-am reținut, a spus, Ionică, părinții mei ar trebui împușcat sau ceva de genul. A zis, eu când am furat prima dată și am venit la tata și i-am spus, tata m-a apreciat, mă cătare, dacă atunci tata mă bătea și îmi băga mințile în cap, eu poate duceam o viață normală. Și atunci am zis, păi, e greu că ai părinți mai strict sau nu știu ce, dar de câte te poate ocroti Dumnezeu prin ei. Și asta e bine, care avem părinți, care nu, mulțumim lui Dumnezeu că nu depindem de părinți. Apropo, care n-aveți părinți credincioși și vreți să începeți o relație cu Dumnezeu, relația cu Iisus Hristos nu are nevoie de aprobarea tatălui și a mamei. Corect. Deci nu, e greu, poți să zici că nu știu asta, nu știu asta, că nu m-au învățat părinții, dar în momentul, eu asta spun, când ai ajuns la o anumită vârstă, când știi tu un pic viața, când știi să citești, când ai Sfânta Scriptură, zici, Doamne, dar nu mi-a zis tata niciun verset din mine, pune mâna și citește Scriptura, adică o ai pe telefon, o ai oriunde, de la o vârstă deja ești responsabil, știi, și aici nu trebuie să dea tata și mama binecuvântarea, vrei relație cu Hristos, Hristos te primește, asta e. Dar voi să dau ceva scurt pentru asta, că ai spus de chinurile cumva când erai copii de pocăiți. Una dintre pedepsele mele era să scriu proverbele de mână, și acum țin minte, cartea proverbe. Și ziceam, tata, dar vreau pe calculator, că e mai repede. Și mă punea să o scriu pe foaie. Toată cartea? Da, să scriu în capitol sau depinde, da. O oară întreagă, toate capitolele din proverbe. Și, într-adevăr, nu părinții care sunt pocăiți se duc în cer. Nu, nici de cum. Și asta e bine că ați specificat Hristos. Da, nu mai, sigur. E o mare binecuvântare să știu că mama cu tata se roagă pentru soția mea. Eu cu urechile mele auzeam când intram în casă că se roagă pentru copiii copiilor mei. Deși poate direct nu ți-ar fi spus-o niciodată, dar ei prins tu că... Și ei se roagă pentru asta. Da. Zic eu, binecuvântare mare. Dar totuși sunt responsabil de alegerea pe care fac mântuire. Și ai reținut ceva din cartea proverbelor?
31 cu femeia perfectă. Dar nu scrie acolo femeia perfectă. Nu, așa o numim noi. Așa o numim noi și ți-o... Deci totuși el din toată cartea cu femeia a rămas în minte. Păi, frate. Ăsta e bărbatul. Din 31 de capitole el a rămas cu aia cu aduce mărgăritare, exact, cu geamantanele, cu da. Fiecare cu cel doare. Da, ai citit acolo că ea se scoală de dimineață și dă de lucru slugilor. Sper să nu fiu eu. Dar nu m-am gândit până acolo să fii tu slug, m-am gândit că dacă vrei femeia perfectă, ar trebui să-i cauzi vreo două, trei slujnice, știi, ca facem să... Facem rost, da. Deci dacă tu le plătești, ea le va comanda. Da. Asta înseamnă că eu trebuie să mă duc mai de dimineață să le pot plăti. Asta deja e problema ta, numai stând la poarta cetății și lăudându-o, nu cred că o să primești atâția bani ca să le plătești pe slujnici. Așa că, bun, aia din proverbi a fost una singură, las-o acolo și o găsești tu pe care ți-o dă Domnul, da? Bun, voi ca tineri, dacă vă gândiți la biserică, ați putea avea câteva lucruri concrete. Ce ar putea face biserica pentru tinerii din biserică? Eu am câteva etape așa, nu știu dacă sunt bune sau nu, dar dacă mă gândesc la biserică, mi-am schimbat un pic mentalitatea, că ți-o schimb pe parcurs, și am zis, poate, acum vorbim de tineri, da? Primul pas ar fi să nu pierd niciun tânăr care crește în biserică. Că probabil prea mult m-am gândit cum i-aduc pe ea din afara bisericii înăuntru. Așa. I-am neglijat un pic pe cei dinăuntru și poate am ajuns la concluzia că am adus 2 din afară și am pierdut 20. 22 dinăuntru, știi? Deci spuneți-mi mie ce poate face biserica, conducerea bisericii, să nu se piardă tinerii care sunt în biserică, îi aduc părinții că le place, că nu le place, îi ai acolo, măcar au noțiunea de Dumnezeu, de proverbe, când vorbești cu ei nu sunt chiar de pe altă planetă. Ce să facem noi să nu-i pierdem pe respectivi? Eu înțeleg asta în două aspecte practice, să fii relevant cu cultura lor și în al doilea rând să faci relație cu ei, pentru că au spus ceva la un moment dat, ceva de genul, parafrazat, nu mai țin minte, să dai o poruncă fără relație e egal rebeliune. Și atunci, în momentul când în biserica, care nu înseamnă o clădire în sine, ci noi ca și organic, atunci să fiu relevant cu respectivul, dar să am și relație cu el. Bun, dar lămurește un pic. Hai să o luăm pe partea mai simplă cu relația, că pe aia la altă poate e un pic mai complicată pentru mine. Cam înțeleg ce ai vrea tu să spui, să am relație cu tinerii, da? Am o problemă așa în minte, că tinerii o să mă respingă prin definiție când se uită la mine și văd că scărunt și da, păr alb cu tare. Nu, nu. Poftim? Vreau să spun, nu neapărat. Nu? Nu. Aș putea eu ca bătrân să mă apropiu de tineri și să n-am teama asta că voi fi respins? Da. Zic că da, pentru că în momentul când tânărul vede că eu... sau să o spun altfel, eu ca dacă aș fi mai în vârstă și ar trebui să conduc o biserică, că discutasem asta mai devreme, omul ăla tânăr, când vede că eu am interes față de el, el automat se leagă oarecum de mine. Dacă eu îmi dau tot interesul să vadă că îmi pasă de problemele lui, de nevoile lui... Chiar dacă nu sunt neapărat ca el. Da, chiar dacă sunt diferit. Adică mi se pare normal eu să fiu diferit de el. E absolut normal. Poate din punctul meu de vedere chiar să fiu... 100% ca voi, poate deveni și caragios. Da. Ar fi culmea. Da. Adică că oricum se vede că nu sunt ca voi. Da, dar măcar să vă transmit cumva mesajul ăsta că sunt interesat, că îmi pasă de voi. Asta este, cred că este foarte important pentru că exact. Vadă că are afecțiune, dragoste. Cineva îl apreciază pentru ce este, ce face. Bun, și dacă eu n-am toate soluțiile la problemele tale? Nu-i nimic. Nu? Da, ok. Nici nu le așteptați de la mine, probabil. Dar probabil nici nu așteptăm toate răspunsurile, pentru că știm că anumite întrebări nu au răspunsuri. Dar atâta timp cât știm că cineva ne ascultă sau că cineva este acolo, putem să apelăm, noi ne putem duce și putem să comunicăm cu el sau putem să relaționăm cu el. Presupunând că aș fi păstorul tău, da? Nu este cazul. Ce ai vrea să discuți cu mine? Tot. Mă, frate, tot. Stai că nu are atâta timp. Stai, cam ce are intra în tot, așa. Ceva, nu știu, că-s curios dacă sunt pregătit pentru așa ceva. Păi, în primul rând, ar fi
problemele cu care mă confrunt. Mm. Și asta ar fi relaționare, aș vrea foarte puțin, sau acum cât sunteți dumneavoastră dispus, să-mi spuneți și dumneavoastră problemele dumneavoastră, să mi le spuneți și mie. Stai, bă, eu sunt păstorul bisericii, dacă spun că am probleme, nu te uiți la mine și să mă disprețuiești. Chiar deloc, eu un nume rău mi-am dorit treaba asta. Ca să știu că sunt și eu parte din acea biserică, nu doar că eu îmi aduc poverile mele asupra dumneavoastră, dar și dumneavoastră îmi dați mie ceva. Să știi, mamă, ce chestie faină zici. Eu am cunoscut pe cineva de genul ăsta, Pavel, parcă îl chema. Așa. Cât era el de mare, tare, l-a luat Domnul pe la ceruri, nici el nu știa, cu trupul, cu duhul, cu nu știu ce. Și spunea bisericilor, să vă rugați pentru asta, mă frământ de chestia asta, mă doare inima în domeniul ăla. Să fie asta oare unul din motivele pentru care noi păstorii suntem mai singuratici, că noi alegem să fim singuratici? Probabil. Credeți cumva că nu vă puteți apropia de păstoarele alea mai tinere? Nu, mă tem, știi ce mă tem? Că atunci când am intrat în slujire, nu știu dacă am fost mai pocăit, mai sincer, nu știu ce, oamenii m-au așezat pe un anume pedestal. Okay. Eu atunci am știut că nu-l merit. Da. Dar ei m-au așezat acolo, păstorul nostru, e perfect, le știe pe toate, nu știu ce. Eu, să zic, poate la început chiar am încercat să spun, oameni buni, nu-s chiar perfect, nu le știu pe toate. Dar în timp, dacă n-am fost atent, am început să mă obișnuiesc cu ideea. Deși știu că nu sunt perfect, îmi place acolo sus, așa un pic mai înalt, aerul mai altfel, un pic poze. La 1,92 m. Un metru 90 și cu soclu, da, și acum unde-i frica mea? Așa. Că dacă eu o să fiu sincer cu tine și tu vii și spui, frate, păstor, Viorele, cum vrei să-mi zici? Asta chiar nu contează pentru mine, sunt lucruri care nu contează. Tot ne zice să avem un timp de părtășie zilnică cu Domnul. Așa. Și eu vreau să vă spun, nu-mi iese, frate, nu-mi iese totdeauna. Câteodată îmi propun să mă trezesc dimineața, bă, atunci ai somnul mai dulce. Câteodată zic că nu știu ce, câteodată, așa. Deci, eu cred că e important, nu-mi iese întotdeauna ce să fac. Ca păi și pastor, dacă spuneți asta. Ei, nu, el îmi spune asta. Okay. Dacă eu scap cumva porumbelul și zic, bă, nici eu. Nici mie nu-mi iese totdeauna. Nu o să cad dintr-o dată de pe stânca aia în ochii tăi. Nu. Mai bine să nu cădeți mai târziu și să spuneți asta mai devreme. A, să o zic mai devreme, să zic, păi hai să ne rugăm unul pentru altul, că nici mie nu-mi iese. Da, și poate să... Da, scuzați. Nu, dă-i, dă-i. Ar fi deja, aveți ceva în comun. Da. Când aveți ceva în comun, se creează o relație, se avansează. Ai avea curajul să fii și a doua oară la mine? Nu-i sfântul ăla de care... Da. Acum eu după asta m-am gândit și așa, nici eu nu m-aș duce la unul din ăla de pe pedestal, numai să-l dau jos, să sparg socul dacă m-aș duce. Dar la modul sincer, de ce nu m-aș duce? Pentru că spune așa, n-ai cum să mă înțelegi, omule. Exact. Deci tu ești acolo cu Hristos, perfect, n-ai greșit niciodată, nu cu tare, așa. Eu sunt de la talpa iadului aproape. Exact. Și adică suntem în două lumi diferite. Mă rog, Domnul să te țină acolo, să te binecuvinteze, iar eu, cu necazul meu, să vedem unde mă duc. Mai este un mare obstacol, este frica de judecată. Cum să mă duc eu la omul ăsta care este de sfânt și să-i spun că eu mă confrunt cu pornografia sau... Mamă, ai zis că este asta, te bagă în iad, urgent. Deci... Normal că omul ăla sfânt n-are cum să mă înțeleagă, nici nu aș putea să-i zic, el mă judecă, cum eu pot să fac asta? Care atunci se... Dar ce e aia ce ai zis, ce e aia? Pornografie, să zicem. Hai să trecem. Da. Acum, e bună întrebare, da. E așa niște... Bun, deci m-ați lămurit chestia asta cu relație, măcar să mă dau jos de pe scară, da. Ca să nu... El, auzi ce finuțos, că dacă nu te dai jos, pici. Da. Dacă nu, acum mai târziu. Da, deci am grijă să și cobor. Nu, să am grijă să fiu realist. Realist cu Domnul și cu mine. Mă, nu înseamnă că trebuie să mă spovedesc eu toate în fața bisericii, dar nici măcar primul pas ar fi să nu pozez eu în fața bisericii ce nu sunt, da? Ai zis că să fiu și relevant? Relevant, da. Dau un exemplu simplu. Eu, se știe foarte mult în stilul de muzică. Dau un exemplu, care îs cu manele, altul e cu rock, altul e cu
muzică clasică. Nu te băga în acordeone. Nu mă bag în acordeone, că frațele la pentecostal îmi sar în cap. Bun. În ideea asta în care grupul etnic... Bun, dar cu saxofoanele ce facem, bana? Torogotul. Torogotul. Da. Frațele la jimbulea. Ziceam okay, așa. Ok, da, da. Sunt grupuri etnice sau subculturi care sunt diferite ca și stil. Și atunci eu vreau ca în biserica mea pe care o păstoresc, domne, se cântă doar stilul de muzică rock. N-are treabă cu pletele mele, da? Ca idee. Da, da. Și atunci eu vreau ca să vină tineri din afară care ascultă manele. Nu funcționează. Nu funcționează pentru că ea nu se identifică cu ceea ce eu ofer ca și cadru în clădirea mea. Mă, dar tu îi judeci neapărat pe ea cu... Nu îi judec. Nu. Nu, eu spun așa. Dar ce ai așteptat de la ei? Dacă tu nu-i judeci pe ei. Bun, revin acolo. Ați spus la început că Dumnezeu a făcut omul, da? Și atunci mă gândesc, Dumnezeu a făcut omul cu gusturi care nu se discută și cu gustul de a asculta muzică clasică, cu gustul de a asculta muzică contemporană și așa mai departe. Dumnezeu a creat fiecare om cu diferite gusturi. Și atunci eu, dacă judec pe celălalt că ascultă manele sau ascultă stilul mai rock sau așa mai departe, eu am o problemă indirectă cu Dumnezeu. Te-ai dus cam departe, dar hai să vedem dacă o putem echilibra acum, dar hai să vedem dacă să nu ne strângem de gât. Nu, pe tocmai asta am vrut să zic, că nu judec pe cine are alt stil de muzică, de trăire, de îmbrăcăminte, nu-l judec, pentru că Dumnezeu l-a creat în felul ăsta. Și atunci dacă eu vreau să am priză la el, eu trebuie să fiu relevant cu stilul lui de om. Asta e ideea, deja tu ți-ai lămurit-o teologic și okay, te-ai sabotat singur sau te-ai ajutat singur. Dacă okay, te duci pe ideea asta că așa l-a creat Dumnezeu, okay, frate, ești legat. Bun. Trebuie să accepți tot că așa l-a creat Dumnezeu. Există varianta cealaltă, hai să punem o altă variantă. Nu l-a creat Dumnezeu așa, okay, ci prin natura prietenilor pe okay, care are, familie, tralala, cu tare, biserică, a ajuns să-i placă chestia asta, că el nu știe altceva decât clar, chestia asta. Da? De acord. Întrebarea mea, ar putea să valoreze omul Ionatan mai mult decât stilul Ionatan pentru tine? Așa și trebuie să fie de altfel. Da? Păi... Adică Domnul Iisus Hristos pe cruce a murit pentru omul Ionatan sau pentru stilul care îi place lui Ionatan? Nu. În Geneza 1:26 spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică nu e vorba de stiluri aici, ci e vorba de omul în sine. Omul ca valoare, da? Ca valoare. Și atunci eu respect omul, poate stilul schimb. Mâine dacă îl duc într-o altă conjunctură și nu știu ce... Dansează. Da, nu, iarăt. Ăsta numai pe extreme, domnule. Deci nu poți cu ăștia. Doamne Iisuse, ai milă, știi, da. Îmi strică toată emisiunea. Du-te și tu mai o leacă pe mijloc, nu tot pe extreme. Așa, tu vrei să vezi câtă răbdare am eu cu tine. Să știi că... Eu vă încerc acum, nu. Da, dar nu o să reușești să mă enervezi, numai să-mi faci bucurie. Te-ai prins tu de chestia asta. Asta m-am gândit, să știi, îmbătrânind în biserică. Și nu, acum tu chiar ai băgat așa bățul în vieți, ai vrut să-l bagi acolo cu muzica, nu știu ce. Am doar un exemplu simplu. Nu da, simplu și complicat, am înțeles. Da. Pe care s-o scris atâtea cărți și își dau doctorate ca să știi că terminăm emisiunea repede, să nu o terminăm. Dar trecând de la chestia asta în alte domenii, pe gusturi, știi cum s-au certat oamenii? Că nu pe sfințenie s-au certat. Da. Nu mai vreau să zic că s-au despărțit biserici. Bine, s-au plantat, nu s-au rupt, ci că noi știm să folosim limbajul. Da, dar când ai văzut, nu a fost neapărat de teologie. La unii le-au plăcut bănci, alții au vrut scaune, unii au vrut albastru. Culoarea covorului. Da, gri, frate. Unde ai văzut gri în lumea asta? Adică și eu când a zis băiatul că el își face casa gri. Păi eu crescut în comunism, frate, unde tot a fost gri. Am zis că, băi, copile, te-ai... În gât. Da. Bă, dacă e pe banii lui, acum și place, știi, zic, bă, dar chiar e frumos griu, știi, la când am văzut chiar așa în studio, vă dați seama că nu l-a făcut un bătrân, nu? Da. Deci v-ați prins că l-a făcut cineva chiar așa frumos, Domnul să-i binecuvinteze, să le răsplătească, dar asta a fost o întrebare pentru mine. Dacă tu valorezi mai mult decât pereții ăștia, și mă bucur că am găsit răspunsul că tu valorezi mai mult decât orice perete, și o să-ți spun în continuare, că te super, că nu te super, o să încerc să o spun frumos. Acum zi-o pe față, ce mai... Nu, o să spun, băi, n-am gusturile tale. Da. Dar sunt niște valori... Corect, care? Care dacă le avem împreună, suntem al lui Hristos. Amin. Eu am zis o chestie, acum mă mir că mă mai cheamă unii frați, știi? Dar uite, te întreb pe tine că... Tu ai mare avantaj pe unele chestii că nu vii din lumea evanghelică. Ai și dezavantaje și avantaje, știi, că n-ai clișeele, n-ai... Mă gândeam că o zis el de Apostolul Pavel, da, călătorea. La un moment dat am stat și m-am gândit, ajungi cu corabia într-un port
Și capitanul vasului zice, bă, băieți, stăm aici 7 zile, pe nu știu ce, liber. Peste 7 zile, la ora când tragem talanga, pleacă. Cu voi sau vără voi pleacă, da? Ce făcea Pavel pe ale 7 zile? Adunea lemnele și făcea focul. Dacă avea nevoie, dacă era cald, nu mai aduna lemne. Aia a fost în Malta, da. Așa, Malta. Da, da, da. Păi vă spune ce, nu trebuie să vă frământați mintea, că nu, oricum. Eu pun întrebări din Biblie și nu. Corect. Dar nu poți. Am stabilit că nu vorbim construcția asta. Da, da, da. Își căuta frații. Da. Și m-am gândit, să zicem, mă încorează, hai să nu o complicăm tare, la Galați, da? Portul, da. Galați. Corect. Și spune, domnule, stăm 7 zile aici. Ce crezi că întreba Pavel în momentul în care s-a dus în oraș? Ce putea să întrebe ca să-și găsească frații? Bună întrebare. Aveți aici o biserică baptistă? Am auzit în viața noastră. Pentecostal, nici de ăștia. Creștin după Evanghelie, în viața noastră. Cu acordeoane aveți, nu aveți, cu tare. Ce putea să întrebe? Fanfară, muzică, ce putea să întrebe? Ați văzut niște oameni care se comportă diferit? Cred că asta făcea diferența atunci. Diferit în ce sens? Că diferit mulți se comportă. Da. Și păgânii cred că se comportau diferit. Când te prindeau pe tine, te băgau un cazan. Cu dragoste. Ești destul de aproape, că nu era neapărat o lume a iubirii peste tot. Și asta face diferența. Deci e pe aproape. E pe aproape, da. Păi ce puteai atunci? După logica mea, eu cred că o întrebare care putea da rezultate, ceva urmaș al lui Hristos, okay, ar fi prin zonă. Și tu stai și zici, Hristos, Hristos, ăia, știi tu pe stradă, ăia cântă despre Hristos, zic că a murit Hristos, că a înviat Hristos, că va reveni Hristos, că trebuie să... Știi că asta era viața creștină normală legată de Hristos. De unde a venit numele de creștin? Hristos. Păi dacă tot de Hristos vorbiți, de Hristos cu tare, voi sunteți a Lui, pentru El vă dați viața, cum ai zis, am găsit pe cineva care merge, a, ăia cu Hristos, da, dar nu putea întreba cu plete, fără plete, cu pantaloni, fără pantaloni, că nu, adică ajunge fustă, într-o... Fustă, batic. Cu fustă, ce, iar, ia-i mă bățul de acolo, deci ia-i bățul din mână, lasă, numai s-au dus viespii, da? Da. Pentru că intrai într-o cultură, da? Da. Și oamenii se îmbrăcau cum se îmbrăcau, da, că doar nu am primit noi în Biblie desenat, ăștia sunt pantaloni scurți după placul lui Hristos. Ne place sau nu, nu îi avem în poze, știi? Dar cred că era chestia asta, știi? Și poate, nu știu dacă Pavel nu a avut cumva și un mic șoc, așa, el ca evreu, să ajungă la alții decât evrei și să zică, măi, ăștia sunt cu Hristos, dar nu se barberesc ca mine. Nu se tund ca mine. Nu zero. Se tunde ca mine. Surorile nu poartă neapărat rochiile care le-am văzut eu la Ierusalim, okay, sau care au purtat o mama ca după așa. Bine, tot decent, adică nu în extreme, da, da, da. Da, tot decent, da. Mă, dar ce să zic, dacă i-a mântuit Hristos și le-a schimbat viața, cine sunt? Sunt creștini. Creștini, frații mei. Nu știu, nu știu ce ar trebui să revenim la esența asta. Ok. Dar voi în generația voastră ați putea face chestia asta, mă gândesc, dacă ați lucra. Și asta, din punctul meu de vedere, că eu zic nu știu, câteodată mai zic că știu, nu, depinde, acolo nici eu nu știu dacă știu sau nu știu. Așa. Dar ce știu eu? Că dacă o să vă apropiați de Scriptură și o să puneți accentul pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe principiile Lui, ca viitori slujitori în biserici și prezent, dar viitori, o să fiți onest când cineva o să vă întrebe, frate, cum să mă tund pe placul lui Iisus? Așa, ok. Ce o să-i spui? Iar pe mine mă întreba. Nu, nu, nu. Dacă o să fii cinstit, o să spui, da, frate. Onest, da, corect. Încă n-am găsit în Biblie chiar versetul ăla cu tunsul stați pe placul lui Iisus. Da, corect. No. Dacă vrei să-ți spun, eu pot să spun așa, cum înțeleg eu Scriptura și care este înțelegerea mea, dar, despre tunsoare, okay, pe placul lui Iisus, dar nu pot să spun așa, vorbește Domnul 3 centimetri. Da.
Și omul poate să se uite la tine să spună, mă, dar totuși înțelegerea care o ai mi se pare o chestie. Sau să te întrebe, bun, de ce înțelegi lucrul ăsta? Ok. Și tu să spui, uite, pentru că eu am luat în calcul odată smerenia, luat în calcul decența, am luat în calcul deosebirea, să nu mă confunde lumea cu o fată, cu nu știu ce, s-ar putea mâine... Uite, suntem în situația în care noi nu mai știm dacă să punem simbolul curcubeului undeva, nu? Da. Pentru că nouă ne-ar place, adică de câte ori ne uităm acolo, spunem, există speranță, Dumnezeu ne-a promis că niciodată, nu? Și poate suntem în situația să spunem, băi, am ajuns vremuri în care renunțăm la chestia asta, că se pare că nu mai transmite mesajul care l-am avut noi, ci transmite un alt mesaj, hai că ne găsim... altceva. Da, un altceva. Dar principiile nu le pot schimba. Și atunci eu cred că asta, să rămâneți lângă cuvânt. Să studiați cuvântul, să fiți onești cu cuvântul. Mai am o întrebare pentru voi. Puteți să răspunde tot sau niciunul. Dacă vii la mine, spui ceva și răspunsul meu o să fie... Gerai, nu știu. Nu m-am gândit în viața mea la chestia asta. Ok. Nu știu. Lasă-mă să mă gândesc, să citesc Biblia, mă rog, poate discut cu un coleg. Sau dacă ți-a spune, păi am și o frământare asta, încă n-am găsit un răspuns care să mă mulțumească, n-ar rost să-ți împui capul cu ipotezele mele. Ce ai zice? Păi, dacă ați făcut asta de la început cu tinerii, că despre ei era vorba, nu ați cădea din ochii lor. Nu? Nu, pentru că nu ați lăsat loc de dezamăgire și ați coborât de pe scară. Dar dacă ați lăsat loc de dezamăgire... Adică am fost tot timpul omul perfect și acum spun că nu știu? Sfânt și așa. Gata. Căderea este destul de mare. Și atunci, cumva, omul ăsta n-are răspuns, nu le mai știe pe toate. În același timp se dă că le are pe toate. Da, exact. În public, nu? Cam asta e... Da, asta ar fi, dar dacă spuneți asta, eu cred că puteți să legați o relație mai strânsă pe viitor. Să vă întâlniți personal la o cafea, în ghilimele. Că... Poate fi și un ceai. Un ceai. Îl plătești tu sau eu? Da, cu servici. L-ai prins acum, diferit. Păi nu, dar să știu la ce să mă aștept, nu? Asta care sunte... are bani mai mulți? Care are bani mai mulți? E o chestie relativă. Pastorul. Primul plătesc eu, înțeles. Da. Ai apreciat dacă ți-aș plăti un ceai? Da, cum? De ce? Dar ai și tu banii pentru un ceai. Am, da. Și de ce ai apreciat să-l plătesc eu? Păi, în primul rând, e o chestie... Eu sunt important pentru tine. Mi-ai dat un ceai. E un gest mic, dar are semnătate pentru un tânăr. Chiar are. Da. Îi dai o anumită importanță. Și aș dori să continui la un moment dat, dacă ceaiurile se înmulțesc zi de zi, zi de zi, atunci... da. Atunci ar fi bine să lași sau... Nu neapărat să cer tu, dar să-l împingi, fără ca el să-și dea seama, să lași și pe el să dea. Jumate-jumate. Cumva să-ți... Să scoți banii. Nu, nu, să-ți arăt posibilitatea că ai putea și tu plăti și n-ar fi o... Desigur, responsabilitate și amândoi, pentru că amândoi venim și studiem, deci nu e nicio problemă dacă nu știți, dar putem lucra. Sau dacă nu ai, așa, sau dacă nu ai altceva. Da, sau ideea este mereu amândoi pe un lucru. Am o frământare. Dacă acum tu ești student și nu știu ce, e normal să-ți plătesc eu ceaiul și iaurtul și nu știu ce, da. Dar dacă printr-un miracol dumnezeiesc, nu zicem miracol dumnezeiesc, dar nu există decât miracole dumnezeiești, da, nu, așa ne obișnuim să zicem, da. Dacă printr-un miracol tu devii un slujitor bogat. Slavă Domnului. Da, om acceptă. Peste 10 ani... Te gândești la ceaiul care ți l-am dat sau să nu fac speranțe? Da, mă gândesc. Și poate dau și o fugă până la dumneavoastră acasă. Eu mai bine nu fac speranțe. Și galați de aradii departe. Da, da, da. Și nu, eu, dacă el intră într-o altă lume... Da. Acolo rămâne sus, cu ceaiul nebăut. Da, da. Știi că și ăla i-a promis lui Iosif, vai, cum ies din închisoare, ești așa, primul da. Pe listă. Și... N-a fost așa. Dar... A avut grijă Dumnezeu. Avea o... Sigur că a avut grijă Dumnezeu. Deci va avea grijă și de mine. Asta știu. Nu am vrut să văd că ești convins. Mai indirect, dar da, tot da. Acolo a ajuns. Avea un profesor de-a nostru o poveste, nu știu unde o citit, o zic că Domnul Iisus a avut mai mulți ucenici. Da. Și într-o zi, eu zic la un ucenic, du-te, adu-mi niște apă, că mi sete.
ucenicul s-a dus repede după apă, la o poartă acolo, cu poartă, fără poartă, dar a ieșit afară fata, știi? Okay. No, și el, când a văzut fata, a început să discute cu fata, nu știu ce, știi? Și o să că după vreme l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos și l-a văzut, o să că ucenic iubit, nu mi-ai mai adus apă. Așa e, da. Dar Iisus n-a murit de sete, da. Deci da, da, da. Deci dacă fata a fost bună, hai să nu facem promisiuni, da, cu ceaurile, le dăm când putem și ne așteptăm. Că e mai importantă discuția decât ceaiul. Sigur. Și ești mai importantul decât banii pe care îi cheltuie. Corect. Da. Asta nu înseamnă că după emisiune mergem undeva, băgați-vă mințile. Da, 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 am înțeles. No, da, da, e frumos. Ca și principiul, da. Da, principiul, da. Deci cei, încerc să-i țin pe cei care am în biserică. Da. Am pasul 2. Aș vrea să îi aduc și pe alții din afară. Incluzându-i pe cei pe care îi aveți deja în biserică. Da, pe aia vreau să-i țin. Și luați-i pe cei pe care îi aveți, pe cei pe care îi țineți. A, asta zici tu, că eu să-i aduc pe aia la alții. Împreună cu cei pe care îi aveți deja. Puneți-i în acțiune. A, deci aia din afară nu-s așa drăguț cu moșul dinăuntru. Nu, că nu, adică mi se pare normal, dacă ei, ăștia măcar mă știu un pic, știe. Zice, frate, da. Te-am văzut pe casetă la binecuvântare, știi, dar pentru ea din afară... Nu, pentru că atunci când vă cunosc, veți fi în capul lor și în mintea lor. Bun, dar vezi și aici, cum să mă cunoască ei pe mine? Unde să mă duc eu să-i găsesc pe tinerii din afară? De ce mi-ar plăcea ideea ta, nu ca fugă de responsabilitate, mi-ar plăcea mai mult să mă ocup eu de voi și noi și voi de ceilalți. Corect. Pentru că tu ca tânăr, dacă ești la școală, tu te întâlnești toată ziua cu ei la școală, da? Corect. Te mai întâlnești la un fotbal, mă duc eu să joc fotbal cu tinerii din cartier. Nu merge. Păi nu merge, din mai multe motive. Fisură de menisc, când se uită, da, o zici cineva, zic, băi, voi discuție, nu trebuie să dau multe, știi, cu Facebook-ul. Că nu, noi suntem pe Facebook, noi suntem pe Instagram. Dar unul știe, că, da, zice, știți de ce noi suntem pe Insta? De ce? Că sunteți voi pe Facebook? Da. Da. Da, deci, da. E bun asta. O chestie tare care, știi, noi părinții și copii, da? Mai ales la o anumită vârstă. Mama discuta, mama, că și mamele au șocuri. Mama medic de meserie. Și se anunță în biserică, pleacă copiii noștri în tabără, la mare, bla, 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 nu dăm detalii. Și ar fi bine să meargă și un medic cu ei, just in case, să fie acolo, da. Știi, să mai supravegheze, să ajute, la care mama asta se gândește, ea se roagă, discută cu șeful și își rezolvă, nu știu, 7-10 zile să fie ea medicul care să meargă în tabără, să ajute, da. Din partea bisericii. Și vine acasă și le spune la copii cu bucurie, copii, mi-a rezolvat cu ajutorul Domnului, mă duc și eu în tabără. La care copii? În care perioadă? Păi de ce? Ca să știm noi să nu mergem. Fim... Da. Ce șoc pe săraca mamă, știi? Da, tot în termeni și înțeleg și eu. Adică tinerii din biserică să-i mobilizez ca să meargă la ceilalți, să, cumva să trăiască cu ei, să facă viață cu ei, asta nu înseamnă că să se compromită și să aducă ei în biserică pe cei din afară. Și când zic biserică, nu mă refer la clădire. Da, 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 la trupul lui Hristos, da. La organismul viu. Exact. Dar știți care va fi mereu gândul nostru a tinerilor care... Dumneavoastră ne trimiteți pe noi și noi... Nu eu, Hristos vă trimite, dar în fine, amin. Nu? Da. Da, dar... Asta încerc să vă bag eu în cap, dar să vedem dacă îmi și reușește. Vorbim pe emisiune. Da, da. Scrie mail-ul. Dar noi îi aducem... La un moment dat vor fi ca noi, dar mereu cu gândul, hai să-ți arăt ceea ce am și eu, adică pe Hristos și că dumneavoastră mereu ne-ați responsabilizat, mereu ne-ați educat într-o anumită privință. Bun, acum, pentru cei din biserică, Hristos ar trebui să însemne mult, dacă nu totul, nu mai discutăm în detalii cum e, dar pentru unul din afara bisericii, Hristos poate însemna zero, minus nimic. Zero. Sau minus zero, da? Și atunci, doar cu teoria, eu nu știu ce o să realizezi tu. Eu, dacă aș fi un tânăr în generația ta, cred că mai prinde, că mă prind și acum ca bătrân și bănuiesc că și atunci mai prinde, dacă ai spune, băi, Vio, hai să spune ce a făcut Hristos pentru mine. Da. Și dacă eu aș fi în fața bacului,
Și m-aș și gândit că mă termină tata și mama, că ar trebui să-l iau, că altfel nu-mi cumpără mașină sau ceva. Dacă tu ai venit și ai spune, păi, vrei să spun o chestie, da. Păi știi cum am luat eu bacul, cum? M-a ajutat Iisus. Păi eu primul loc așa, păi cine e ăla și cât i-ai dat? Că tata a zis că mi-a Mercedes dacă iau bacul cu 8,50. Păi dacă tata mi-a Mercedes de 42.000 de euro, păi tu crezi că nu-ți dau ție 1.000 să mi-l prezinți pe Iisus? Adică atât aminteam și da. Eu, frate, că da. Totuși 42 mai mult decât 1.000, știi? Corect. Deci cumva aș vrea să-mi prezinți un Hristos pentru mine aici acum. Relevant. Da, aici corect. Acum. Deci aia cu veșnicia, cu sfinții, cu cunona, îmi spui tu mie, am ieșit eu din discotecă, îmi spui tu de veșnicie, poate că funcționează așa, da? Legat de asta, exemplu foarte clar. După ce iau permisul de conducere, toată lumea, cel puțin în zona vestului Timișoara-Arad, da examenul teoretic și după 3, 4, 6 luni da el la practic. Și eu când le-am spus că am dat luni teorie și marți m-a pus să fac practică, nu a crezut nimeni. Am zis, mă, tu ai pe cineva pus bine acolo, ai dat bani, nu se poate, e imposibil. Și am zis, într-adevăr, am pe cineva pus bine, trebuie să vă spun pe aia dreaptă. Zice, fă cunoștință, dau și eu un ban, numai să iau permisul mai repede. Și zic, uite, l-am pe Dumnezeu, am zis, m-am rugat, zic, Doamne, am nevoie de asta, ajută-mă. Bine, nu fac o Evanghelia Prosperității, dar le-am prezentat pe Hristos în felul ăsta, relevant. Bine, ai luat cabinetul numai odată, nu? Ca să ne înțelegi. Odată și bine. Da. Și cumva aici văd și o cheia, să-l faci relevant pe Hristos astăzi și acum. Că lor nu-i frică de iad. Na, există. E foarte greu. Poate unii au viața în iad. Deci... Candidați iadului, da, da. Da, nu pot să... Da, e interesant, e o frământare. Bun, teoretic ce aș fi vrut eu să discut cu voi, dar ce am povestit și am vrut eu una și alta, dar cam acolo, cred că m-am înscris. Că mă gândeam așa să vorbim despre biserică azi și mâine. Ok. Bun. Că azi există. Da. Și existați și voi. Și voi nu sunteți biserica de mâine, voi sunteți biserica de azi. Asta am ajuns și în sfârșit și o să-mi dau seama că voi sunteți biserica de azi, că trăiți în biserică. Și sperăm, dacă mai ține Domnul viață și sănătate, să fiți și biserica de mâine. Și de asta am discutat și eram curios ce să mai așezăm noi în biserica de azi și dacă putem face ceva pentru biserica de mâine. Ok. Asta cu rugăciunea, cred că o să ne rugăm în continuare pentru voi. Nu știu dacă o să vreți și să auziți ce ne rugăm. Ia. Da? Încearcă-ne. Păi nu, că ce-mi vine pe moment, așa. Știi, atunci, depinde okay, ce deci văd eu. Ce de Duhul. Da, bănuiesc că lucrul ăsta cu rugăciunea să-l continuăm, să-l facem pentru voi. Acum nu știu dacă neapărat trebuie să auziți voi totdeauna ce ne rugăm noi pentru voi, că depinde și noi în ce pasă suntem. Da. Poate ne mai prinde, sper că nu ne puneți microfoane, dar măcar o să ne rugăm sincer, Domnule, asta este partea bună, că într-un fel n-ai cum să nu-i spui lui Dumnezeu cam ce gândești, da. Știi? E bine că încheiem noi, Doamne, atâta e tăcuța noastră, așa gândim noi, dar până la urmă ei trebuie să fie plăcuți ție sau nu. Dar dacă ar fi să vă ajutăm așa pentru viitor, dincolo de rugăciune, dincolo de faptul că oarecum am încercat să vă punem Biblia în mână și să zicem țineți-vă de ea, ce am mai putea face? Pentru biserica de mâine, da. Incluzându-ne pe noi? Da. Bună întrebare. Cred că o libertate de a acționa noi, asta spunea cineva în felul următor, tinerii sunt motorul bisericii și bătrânii frâna. Hai mă, lasă frâna, dă-ne tu direcția. Și atunci, cumva, să ne lăsați, adică să fie libertatea ca tinerii să aibă proiecte, să aibă inițiativă, să conducă anumite departamente. Și atunci, în momentul când eu sunt implicat și știu că cineva mă susține din spate, care mai în vârstă, în experiență și spirituală și fizică și așa mai departe, eu cumva mă simt încurajat că pot să fac lucrul ăsta. Adică am un om în spate care mă susține. Dacă eu am certitudinea că tu intri în copac. Păi pui frâna, normal. Dar la volan, când conduci, nu văd copac în față și accelerez. Schimb direcția. Dacă se poate. Dacă se poate, da. Dacă se mai poate. Mai finuț sau brusc? Depinde. Depinde. Da, ca să nu ne dăm peste cap, zic da. Mai bine, mai finuț. Dacă e polei pe jos. Da, se poate derapa. Eu zic că este nădejde. Hai să vă spun ceva.
chiar este nădejde. Sper asta să vă încurajeze la ce trebuie. M-a frământat și mă frământă normal biserica. Nu știu dacă suficient, dar m-a frământat. Am avut un moment de dezamăgire în viață și de unde a plecat. L-am văzut pe Pavel plantând biserici. Și m-am dus pe ideea. Pavel a predicat o evanghelie curată, a știut ce să le spună oamenilor, a știut pe cine să boteze sau să nu boteze. Da. Adică, da. Și n-au trecut foarte mulți ani. N-a murit Pavel. Și în bisericile plantate de el, mincinoși, da, curvari. Exact. Deci prima dată când am văzut chestia asta, am fost așa. Da. După asta, la mine rotițele se învârt mai greu, dar când se învârt, apare lumina, știi? Zic, băi, Viorele, asta e șansa noastră. Dacă atunci biserica era perfectă, astăzi biserica nu avea nicio șansă. Corect. Eu zic așa, no, greșesc. Nu vorbesc despre Biserica lui Hristos neprihănită, ci vorbesc despre Biserica lui Hristos de pe pământ. Da. Dacă noi zicem că e turma Domnului, eu o văd cam ca dalmațienii. Adică da. Nu o văd de albă curată, știi? Unul e așa, unul e mai pătat, unul... Dar zic, măi, așa a fost întotdeauna. Deci dacă și pe timpul lui Pavel au fost unii serioși și alții neserioși, și după 2000 de ani încă există biserică, asta înseamnă că biserica este a lui Hristos. Corect. Că nu ține de oamenii din generația respectivă. Poate să moară Pavel, Petru și Ioan și biserica rămâne pentru că rămâne Hristos. Asta este pentru mine liniștea și garanția că și mâine când veți fi numai voi, biserica lui Hristos va fi. Și întrebarea mea e așa. Fie eu ca și tânăr implicat în biserică, fie ca și pastor, ce fac eu ca biserica de astăzi să fie serioasă, cum am specificat mai devreme? Care ar fi o chestie practică sau? Încercăm. Nu, nu știu, încerc. Okay. Tot ne gândim. Deci odată, dacă am reușit să-i aducem pe oameni mai aproape de cuvânt, eu mă gândesc la alte generații. Hai să vă spun, poate vă supărați, nu vă supărați, mai umblu și eu printre tineri, așa, câteodată când sunt chemat. Umblu și prin biserici îmbătrânite. Ok. O diferență. Încă n-am ajuns la voi, la tineret, că acolo sigur ar fi altfel, dar să vă spun experiența mea dintr-o biserică cu bătrâni și bătrâni. N-am pot să zic moș și babe, că atunci... Dar eu când zic moș și babe, eu zic că e mai... Parcă îi respect mai mult, așa e o chestie de aromă, din aia, de chiar o chestie mare. Esență de... Da. Dar, nu, să le zic pe amândouă, eu încep un verset din Scriptură și îl știu. Știi ce face biserica? Continuă. Continuă. Deci oamenii ăia cu ochelari, fără ochelari, că eu încep, dar cum să spun, câte un verset care nu neapărat că l-am știut eu, eu l-am învățat acum după ce l-am căutat cu motoare de căutare să împice bine și l-am memorat și eu sau aproape l-am memorat și bătrânica aia eu l-am început îl continuă. Frumos. Mă duc la întâlniri de tineret. Pauză. Și eu încep. Băi, știți voi, fiindcă atât de mult, știi, se uită la mine, a iubit Dumnezeu, atunci zic, oh, e ok, scuzați-o din Biblie, deci hai să depășim. Și atunci mă gândesc, e vina noastră. Ok. Deci e vina noastră, pentru că nu v-am pus să scrieți proverbele sau ceva, mi-ai dat o idee de sprunci prea mari. Da, scrisul și de mână, că ți-ai făcut un scris frumos de nu. Mână. Nu, nu. Ca să înțelegi. Scriu groaznic. Da, e bun. Bine că ai scris scritura. Am Lenovo. Da, da, e ok, da. Iar ai făcut reclamă, da? Da, pentru asta dai un ceai. Deci, nu știu ce trebuia să facem noi. Poate am presupus că le veți face, poate am fost prea aglomerați, poate ne-a frământat mai mult să vedem Adidas și calculatoarele și telefoanele pe care le-ați vândut. Poate am vrut să nu vă supărați, poate că dacă nouă ni s-au impus niște lucruri, am vrut să nu le impune, nu știu unde, dar e vina noastră că nu știți Biblia. Ei, asta se vede. Și dacă, până la urmă, asta spunea Hristos, cuvântul. Evanghelia este cea care schimbă, care preluează. Și atunci, poate că la biserica de astăzi, aici ar trebui să ne întoarcem, nu zic că e ușor, să ne întoarcem cumva la cuvânt. E și greu, că te uiți la tot felul de emisiuni, la radio, pe net și... Inclusiv la noi acum. Da, inclusiv. Noi zicem o chestie, după noi dai click la ăla, zic tot pe chestia asta, altceva. Dacă nu știi Biblia, chiar ești de busolat, da? Și cred eu că ar trebui să ne întoarcem la relații.
să ne pese, chiar să fim în trupul lui Hristos, să nu mai conteze mașinile, rochiile, unghiile, nu știu ce, ci să ne pese de sufletul de... Nu m-am uitat. Da, am crezut că ce vreun apropo, dar oricum. Nu, 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 eu le zic pe direct așa. Cred că dacă ne-am întoarce așa cu toată inima spre principiile din Scriptură și să ne vedem frați, să ne acceptăm și când nu ne place, să ne ajutăm unul pe altul, cred că asta ar ține biserica mai unită și cred că pe viitor, asta este părerea mea, dacă m-aș pregăti să fiu un slujitor în biserica din viitor, okay, aș încerca câteva lucruri. Aș încerca, normal, să fiu onest cu cuvântul lui Dumnezeu, okay, să nu mă prindeți că m-am jucat ceva cu Biblia. Adică dacă, nu zic eu, așa vorbește Domnul, dăm pizza. Cum dăm pizza, băi, nu ce îl bag pe Domnul acolo, da? Să fiu onest cu cuvântul, să fiu aproape de voi. Deci onest cu cuvântul, aproape? Da. Să văd cum vă pot sluji în modul practic și ce aș aștepta eu să aud într-o zi de la voi. Când v-ar întreba cineva, bă, de ce mergeți voi la biserica asta? Ok. Să ziceți, bă, eu nu-i cel mai tare predicator, dar e un predicator din ăștia cu fițe, dar îi ascult când vreau, unde vreau și cât vreau. El vorbește 40 minute, eu îl ascult la foc automat 5 minute, da? Dar Iuga e onest când ne împarte cuvântul. Câtă minciuță i-a dat Dumnezeu, el știm că e onest, da? Și mi-aș dori să spuneți, mai știi ce are Iuga special? E pastorul nostru. Ăsta știe dacă mi-am cumpărat mâță sau am vândut-o, știe că mi s-a îmbolnăvit câine, deși, apropo, nu-i plac câine, știi să zici. Dar nu e, nu, mie-mi plac, să zic, nu-i plac mâțe, da, dar, înțeles. Bă, de dragul meu, mi-a mânghiat câine, știi? Da. Și pe mine m-a prins chestia asta, că ăla de pe internet nu mânghie câinele, știi, mi l-a și băgat în iad, de asta nu mi l-a băgat în rai, dar l-a mânghiat. Nu știu dacă nu a făcut o rugăciune să moară, asta e treaba lui, dar m-a atins chestia asta, știi, da. Mi-a spus cineva, zice, păi frate, eu i-am spus la unul ceva, cu sufletul deschis, iar sunt și m-a spus la altul. Păi zice, modelul tipic. Nu, așa m-a supărat, că zice, am avut curajul să-i spun. Bă, frate, bă, eu ți-am spus chestia aia și mă, are te-ai dus și mai turnat la ăla. Zice, verele, știi ce-a făcut? A venit la mine, a pus așa mâna după mine cu mânsă. Băi, ce să zic, eu am vrut să fac o chestie bună și ieși tu în alea. Bă, zice, mori câștigat, auzi? Nu am mai venit cu altea. Băi, mă crezi, mă, am vrut să fac o chestie bună. Păi ieși tu în alea, te rog frumos, iartă-mă. Chestia asta, știi, să fiu om aproape de tine. Da. Nu știu dacă mi-a reușit, dar poate aș încerca. Legat de asta, e tot e un principiu biblic, pentru că asta e modelul cristic, eu așa-l înțeleg. El, Hristos nu a făcut neapărat săl de studiu biblic, acum suntem în sinagogă, studiem. El în decursul zilei o dat și învățătură, în decursul zilei a făcut și o vindecare, a înviat un mort, dacă a fost cazul. Mai mâncat și un pește. Mai mâncat și un pește, o mai și râs când a fost cazul. Iar o duc în extremă. Și atunci, așa înțeleg și eu, adică să fie aproape de om cumva. Că dacă e o relație noastră distantă și eu sunt teologul de sus și eu am nevoie ca și tânăr în biserică și ca pastor, numai teolog sus, greu ajung la el. Eu cred că ești închis de mult, tabletele și laptopurile și tot, dar noi vorbim când ne place. Da. Deci, haideți să vă spun o chestie. Acum, până la final, eu, bătrân, nu trebuie să trag concluzie. Corect. Voi puteți să vă uitați la ce am făcut noi în generația noastră ca slujitori și să ne criticați cât veți. Ok. Ascultați, nu vă folosește la nimic. Nu s-ar putea să nu ne pese, s-ar putea să vă etichetăm și noi atunci, să vă zicem nu știu ce, puteți face altceva. Vă uitați la noi, așa. Dacă găsiți ceva bun în slujirea noastră, spune, luăm chestia asta, cât de cât, da. Dacă puteți îmbunătăți ce am făcut noi bun, să vi se fie Domnul. Dacă puteți să nu repetați greșelile noastre, aleluia. Și să ziceți, băi, lasă-i în mila Domnului, au făcut ce-o putut în generația lor, nu mai îi băgăm noi în iad, că dacă e să meargă tot acolo ajung. Și poate să vă rugați, Domnului, Doamne, ferește-ne să nu fim ca ei și noi când o să fie, când o să fim noi bătrâni și alți tineri pe canapea, nu o să ne fie mai ușor decât eu fost lui Iuga, da? Ei, că le-am zis doar chestia asta, vă dați seama că trebuie să vă zic și vouă încă o dată. Deci, până la urmă, dragii mei, orice scuze ne căutăm să nu avem o relație bună cu Dumnezeu, scuzele nu prea țin. Nu țin nici în fața conștiinței noastre, nu țin nici în fața conștiinței altora.
Care e rugămintea noastră? Noi vă spunem aici din frământările noastre, din durerile noastre, din bucuriile noastre, dar ne întoarcem acolo nu ca să scăpăm de responsabilitate, chiar nu ne dorim asta. Vrem să vă spunem că totuși relația rămâne una personală cu Dumnezeu și nu te poate separa nimeni, nici de Hristos, nici de binecuvântările lui Dumnezeu, numai dacă vrei să te separi tu. Mă, dacă te separi, sunt poți și consecințele, dar sfatul nostru ar fi, când ești bucuros, bucură-te cu Dumnezeu. Când e supărat, fii supărat cu Dumnezeu. Vrei să-i zici ceva, zi. Na, dacă te ceri cu El, oricum o să ajungi să-și ceri iertare. Da? Să zic să fii mai echilibrat, că tot ajunge momentul în care îți dai seama că El a fost a avut dreptate. Dumnezeu continuă să rămână bun. Dumnezeu ne iubește. Îi iubește pe tine, ne iubește pe noi, iubește copiii. Că ne mustră și ne îndreaptă, asta este iubire. Adică unde este logica să te iubească cineva și să te lase să ajungi în iad sau să pierzi binecuvântările că a trecut, n-a vrut să te supere, da? Ca să nu ne supere veșnic, Dumnezeu ne întristează acum, dar pentru binele nostru. Dacă discuțiile noastre te-au ajutat cu ceva, dă slavă lui Dumnezeu, dacă nu, ce mângâiere să zic eu. Acum, mai ales dacă sunteți unii tineri, poate v-ați uitat că au fost ei tineri, nu de dragul meu. Hai să vă întreb eu că una așa că nu pot și să nu vă stric seara. Așa cu un film, ați pierdut vreme și după asta v-ați dat seama că nu-i chiar ce în reclamă. Adică eu am pierdut, o să vă spun deschis, îți arată, nu știu ce, zici, mamă, ce învăț de la asta, 2 ore te uiți, vrem să dai cu capul, vreți, bun. La noi n-a fost chiar 2 ore, deci nu, măcar intenția a fost, am încercat să vă spunem ceva, nu, vă rugați voi, Iisuse, nu ne lăsa să fim în locul lor. Aproape de Iisus întotdeauna este bine? Nici nu știu să mai zic aproape de Iisus sau una cu Iisus. E mai bine una. Hai să zicem amândouă, că fiecare înțelege cum exact. Ea, da? Aproape de Iisus, una cu Iisus, da? Atât de aproape ca să nu mai fie aproape. Cum să nu mai fie nevoie. Da, corect. Asta e o chestie adâncă, o să-mi o notez. Atât de aproape. Acum repede, pixul și creionul, că se pierde ideea. Să nu spuneți cine a zis-o. Bun, deci, nici nu se știe. Nici nu se știe, atât de aproape ca să nu se mai vadă că ești aproape, că ai devenit una cu Iisus, da? Frumos. Încă o dată vă mulțumesc că în loc să ieșiți cu o fată în oraș, ați venit să stați de vorbă cu mine. Nu se știe niciodată ce iese de aici. Mie mi-a plăcut, sper că mi-a plăcut și vouă. Încă o dată vrem să vă mulțumim dumneavoastră și bine că mi-aduc aminte din când în când să mulțumesc celor care au stat cu noi, ne-au filmat, apoi au editat materialul, mulțumim, da. L-au încărcat, l-au descărcat, nici nu știu ce termen să mai folosesc ca să ajungă în casele voastre. Să știți că nu e chiar ușor procesul ăsta, din punctul meu de vedere. Poate alții credeți așa că... M-a întrebat cineva, zice, dacă te-ai luat calculatorul, îți face el predicile. Da, nu mai zic, ia mă, bună, știi. Matei 6, scrie. Da, ce să-i dau, că știe el de unde, ce mai zic și Matei, de unde se știe de Matei, da? Deci rugați-vă Domnului pentru toți cei din media creștină care își investesc viața, sănătatea și sufletul, că mulți o fac cu sufletul și IQ-ul, dar la nu l-am mai zis, da? În misiunea aceasta care, până la urmă, ne ajută pe noi să stăm în fotoliu și să criticăm, fără să știm cât de mult s-a investit, dar dumneavoastră nu criticați, doar constructiv ca să ne ajutați mai mult. Am... obișnuit și mai obișnuiesc câteodată, acum oricum a alungit-o, cine a plecat, a plecat, cine asta a rămas, a rămas, asta este. Dacă suntem urma noi de aici, iar e bine. Da, iar e bine. Nu, că obișnuiam să zic, mai rugați-vă pentru tineri ăștia, el cu Logodna, să, așa, tu, el cu, da? Nu știu dacă mai încap, acum sunteți 3, deja nu mai încap și eu al 4-lea, dar ideea, știți ce mi-a venit acum? Hai să ne rugăm noi, care suntem aici, așa scurt acum, nu o dați da, lungă, nu, da, da, scurt și înțelept. Eu o să mă rog pentru tineri. Ok. O să mă rog pentru tineri. Ce vreau eu, dacă voi ziceți, am mins-o în problema asta. Tu, că nu poate interpreta nimeni greșit, te rogi pentru toate fetele din țara asta, alea nepocăite să se pocăiască, alea pocăite să rămână lângă Domnul, că la tine nu se mai poate interpreta. Tu, pentru cine vrei să te rogi? Dacă se poate, aș vrea să mă rog pentru ambele generații, cei bătrâni și cei tineri. Trebuie neapărat să bagi bătrânii, că ai zis aia cu pastorul bătrân, să mai speli din păcate, deci roagă-te. Deci... Mai ales dacă urmărește emisiunea, e am clar. Dar nu știe că e vorba despre... Și tu te rogi pentru media creștină. Super. Da, deci pentru cei, toți cei implicați în media creștină. Și de ce nu să... Să mai scoată Dumnezeu tineri, băieți și fete care să fie pasionați. Secerișul camerelor video. Secerișul camerelor, adică se pare că suntem într-o generație în care uneltele astea chiar pot să, da, să facă mult. Și că zic că nu-i aduce. Ducem noi biserica la ei, Evanghelia. Bun, bine. Încep eu și mergem așa? Da. Bun.
Părintele nostru Ceresc, ce har să te cunoaștem și ce privilegiu să avem dreptul să-ți pronunțăm numele și să-ți spunem Tată. Îți mulțumesc din toată inima pentru toată generația tânără și îți mulțumesc pentru cei care au crescut în biserică, sunt în biserică. Te rog, nu atât de mult să-i legi de biserică, cât să-i legi de tine. Amin. Amin. Și apoi odată legați de tine, să fie legați de împărăția ta, de lucrarea din locul în care sunt și să pui în fiecare dorință de a te cunoaște pe tine, a cunoaște planul tău pentru viața lor, să le dai și puterea și bucuria de a-L înfăptui. Îți mulțumim că am avut o seară minunată și îți mulțumim că tu ești minunat. Mulțumim. Amin. Doamne, vreau și eu să-ți mulțumesc pentru această seară și vreau să-ți mulțumesc pentru fata pe care mi-ai dăruit. Amin. Îți mulțumesc că este un dar de la tine, Doamne. Amin. Și te rog, Doamne, pentru fetele din România, fetele din toată lumea, te rog, Doamne, să le aduci la credință. Amin, te rugăm, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisuse, să modelezi băieții pentru ele. Amin. Și ele să le faci un ajutor potrivit pentru băieții. Amin. Te rugăm, Doamne, să unești fete și băieți creștini care se urmează pe tine. Amin, Doamne, te rugăm. Ce ai pus în ei, pentru tine, tot ce este mai bun. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru această zi. Amin. Amin. Îți mulțumim, Dumnezeule, Tată, pentru timpul acesta, Doamne, și vreau să mă rog, Doamne, pentru cei mai în vârstă din biserică, Doamne. Avem nevoie de ei, Doamne, și pot să spun, Doamne, că și ei au nevoie de noi. Avem nevoie, Doamne, unii de alții, nu ne putem da afară unii pe alții, Doamne, și te rog, Doamne, pune Tu unitate între noi, pune Tu, Doamne, dragoste, Doamne, nu contează vârsta, Doamne, avem același țel. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să putem să stăm uniți, Doamne, spre a face mare trimitere. Amin, Tu, Doamne, Doamne, ajută-ne. Ucenicii Tăi ai avut și mai tineri și mai bătrâni. Să-ți mulțumim. La un moment dat, Pavel nu a avut unul de vârsta lui, ce l-a avut pe Timotei și a fost tânăr. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne lași exemple, Doamne, și noi putem să învățăm din ele. Mulțumim, Unește-ne, Doamne. Doamne, și fă-ne una. Amin. Amin. Fii Tu binecuvântat și tot ce facem, facem spre slava Ta. Ajută-ne, Doamne. Amin. Amin. Doamne, știi că dintotdeauna am dat slavă Ție pentru tehnologia pe care o avem și că de multe ori ne face viața mult mai ușoară. Dar pe de altă parte, Doamne, îți mulțumesc că sunt atâția oameni care investesc în partea asta de tehnologie. Și mai mult, Doamne, Tu îi folosești pentru gloria Ta. Amin. Și te rog pentru toți care din lumea evanghelică se implică în partea asta de media, Doamne, și îți fie pe televiziune, fie pe internet, fie la radio, Doamne, Tu ai spus că fiecare lucru pe care îl facem Tu îl răsplătești. Amin. Și te rog să-i binecuvântezi Tu pe oamenii ăștia, să le dai tot ce au nevoie ca să-și ducă munca mai departe. Amin. Și îți mulțumesc că prin ei, Doamne, ajunge Evanghelia în casele oamenilor. Îți mulțumesc, Doamne, că prin oamenii aceștia Tu poți să schimbi vieți prin faptul că ei transmit mai departe aceste materiale video și de ce nu, Doamne, scoate și alți tineri pasionați, scoate, Doamne, oameni care să Te slujească pe Tine și prin acest intermediu al tehnologiei. Și îți mulțumesc că Tu folosești diferite metode în diferite timpuri pentru a Te glorifica prin noi pe Tine. Îți mulțumim, Tată. Amin. Amin. Probabil vă aduceți aminte la început când Gerard ne spunea că a găsit o ființă pentru care merită să mori și nu se referea la logodnica lui, ci la Iisus Hristos. El pe primul loc. Și am găsit o persoană pentru care merită să trăiești. Și este tot Iisus Hristos. Da. Gândește-te dacă l-ai găsit și tu. Chiar e fain cu el.